cumpărăm o protecție. Oh, o dăm. Salut, bravo! Piere, cine zici? Foarte mari copac, uitați-vă și liniile. Și ai vreo întâlnire? Dacă vreți, vedeți gara. Pe cel din mandarin. O căzut una. Salutare, lume! Far plouă, timp urât, frig. Am vrut să spun că mama a ajuns tot bine. Eu a ajuns ieri seara la 12 noaptea. Așa că azi dimineața am sunat-o și totul bine. Cum este amiază la noi, am dus copiii la grădi, la școală de dimineață și Cristina s-a amintit că n-are făină, așa că am fost după făină. Și i-am luat și un cadou micuț. Un cadou frumușel, de la supermarket. Deja a treia zi în continuu plouă. Cristina m-a trimis după făină și pătrunjel, că vrea să facă bileașuri. Și am luat și una de asta așa. Te ador pentru că ești așa cum ești. Și am luat și niște piere chinezești. Salut! Te-a trimis pe făină, dar tu ai luat. Ce ai luat? Am luat și niște fructe. Ai, fructe, bună dimineața! Da. Eu, gură de ciocolat, ce-ai mâncat? Citesc, m-a pornit acolo, citesc ceva. Interesant. Ce lua? Ce să este, mă? Să speri chinezești. Să spăl, da? Îi spală. Și așa, artificial arată. Nu mi-era să frumos. Eu și am pornit pateurile, la mine uite, drojdie, acum ți-am aflat acolo. Vezi? Eu te aștept cu făină. Eu să găsesc primul. Tu primul. Am mâncat am ciocolată cu cafea și platinanță. Ce așa va gust? Eu n-am gust, că am mâncat ciocolată. N-are deloc gust? Ce mi-ai cumpărat acolo? Te ador pentru că ești așa cum ești. From me for you. Așa-s de apoase, dar n-au gust deloc. Sunt frumoase, dar n-au gust. Mai bine de-a noastră moldovnesc, cârșite, pălite. Da, dar nu au gust deloc. Și interesant. Pamelul e luat, șafini. Ce mi-ai luat acolo tu? Pamelul trebuie să pun la frigider. Și ardei ai luat și vrei și peripuță. Minuța, să... Unde am luat ardei? Eu porc să... Fructe am luat. Și ce mâncăm azi? Vreau să încerc să fac rețeta de la masterclass cu apă minerală. Niciodată n-am făcut bileașuri. Drojdie. Gata, apă minerală, ulei, făină și drojdie. Nimic altceva. Mama s-a dus și ne apucăm de făcut mâncare. Mâncăm. Sergiu, Hincali, n-ați făcut. Nu știu, noi ultima săptămână înainte de a se duce mama, am avut tare multe treburi. Salut, Ciun. Salut. Parchește om de zapadă, dar plouat. Cum la școală prima zi după vacanță? Bine. Bine? Da. Alex nu m-a sunat și s-a pornit singur pe ploaie. Dacă m-a sunat, mă duceam la școală să-l iei. Dar dacă nu a sunat, data viitoare, așa când plouă și n-ai umbrelă, suni. Din școală. Și discutăm, să vin eu, ori bine? Ți-e foame? N-ai mâncat tu la cantină? Am mâncat. Ce gustos ai mâncat? Ziamă, paste cu sos, cu carne și cu varză. Oho. Mama să facă bileașuri azi. Vrei? Da. Scoateți geanta și puneți centura. Hai. Pară așa de dimineață plouă. Cum te-am lăsat la școală, nu s-o mai oprit ploaia. Zile după vacanță. Bine! Bine! Da. Ți-a plăcut azi? Robust, tu știi ca prima zi. Ei, ce supă, faci? Acuși și gata. Perișoare. Supă? Dar bileașuri? Acuși și bileașuri. Nu trebuie supă. Supă e importantă. Așa de ghine pe mănâncă la școală. Sunt teru. Și gustos și ești. Da, mi-e fără. 30 minute și trebuie să plec la mesaj făcea. Da, ok. 30 minute. Sper să reușesc. Așteptăm. Nu te lăsi tine cu bileașurile să le faci? Nu e o idee proastă. Și eu cred că nu pot prăji. O să pun și în cărniță apă minerală. La fel. Secret.
și văd dacă îmi place, o fac rețetă pe canalul meu și vă spun. Așa, eu am pus tot la ochi. N-am calculat nimic, vreau să văd cu apă minerală cum o să. Dacă îți primesc gustos. Da, dacă da, e gustos, azi, facem și pe canalul de rețete. Alex acolo citește și așteaptă bileașurile. Dar zamă nu mănânci? Atinge fix ca la piață. De asta își numesc papiuri de piață. Așa și ne-a zis doamna așa. Piața da, centrală, nu trebuie orice piață, da? 2-3 minute, nu trebuie să mâncăm așa. Sărăcească, nu? Da. Și cu cartofi cu crembuși. Știi cum la piață era alungi? Fix așa la șalat și cred că o să fac rețeta cu cartofi cu crembuși și fix așa la șalat. Da, și cartofi și crembuși tot e gustos. N-am făcut multe, vezi? Trebuie să vă arăt numai unul, să vedeți și de interesant și ușor. Și adică cum îți face? Ungem, da, și masa de lucru și mânuțele cu ulei. Uite așa, vezi? Și am pus cărnița. Cărnița de casă, știi, și pui, și cât da, pui. Da, aici doar e ceapă, carne de porc am pus, dar puteți puneți de care doriți și apă minerală, atât. Și le fac așa mici fiele, dar când le pun la vrăjit, le întindeți așa, știi cum le faci? Le întind și le faci cu orice formă vrei. Trebuie să cumpărăm o protecție. Pentru... Sau trebuie afară de prăjit. Băi, leu și clipa, eu și pe de ulei. Nu, da, ce să faci? Mirosul, da, acum și eu gust prima. Da, o dăm cum. Ei, eu dat carne, trebuie și băgat, că e serios, n-are. Și, perfecto? Serios? Vă așa? Da, din toate pateurile, știi că le făceam fără ulei, că numai pe ele, ele sunt mai tare, așa, mai... A este sunt fix. Ia, am înțeles. Foarte gustos. O leagă tare trebuie, dar foarte gustos. E Da, gustos. Afară, data viitoare vă fac rețeta afară, amuș, sunt călzești, e primăvara, nu mai fac rețeta. Avem gaz. Salut, Arianci. Salut. Am ceva. Și ai, cum la grede azi? Bine. Mama, uite. Ia-mi dea să vedem. Și asta. Oh, wow! Mama, dar uite în spate. Oh, wow! Tu l-ai făcut? Da. Și minunat. Uite cum e original. El a copiat invers, știi? Da, tot super, bravo. Mama, vezi cum i-am făcut ca ea. Super, bravo. Și cum la grede? Ai mâncat? N-ai mâncat? Am mâncat. Ați ieșit afară în ploaie sau nu? N-am ieșit. Nu? E unde? Și e frig, nu numai că plouă. Da. Toată ziua plouă, toată ziua. E vreo 3 zile. Da, astăzi, ca astăzi. Azi e 3 zile, da, plouă, ploaie ciobănească, că așa au ținut 3 zile. Da, mâine n-o să plouă. Așa se spune. De pe mâine arată deja că n-o să plouă. Adică arată pe 10 zile înainte că așa, mai frigus, dar nu se plouă. Ei, ploaie trebuia. La pământ trebuia. Da, trebuia și ploaie. Și eu morfă. Am venit acasă și eu. Eu le-am acoperit. Ia că au stat bileașurile și acum sunt moi. Mă uitați-vă. Da. Fix ca la piața centrală. Moale și se întinde aluatul, adică... Așa știu. Când nu m-au ieșit din tigaie erau tari. Foarte gustos. Eu mănânc mai este așa ca ta și mănânc supă. Da, culoarea e așa, oleacă, nu... Trebuie să mai experimentez oleacă cu prăjituri. La piață poate să adaugi și ceva portocaliu colorante, nu? Corect, ele sunt prăjit, ia. Arată destul de bine. Nu e așa auriu ca la piață luată, dar... De asta își zic, poate mai adaug ceva acolo. Mă gândesc să încerc afară. Poate la gază și ceva mai bine. A, bun. De la disc? La disc mă tem că să nu se prăjească în interior, știi? Ce bă crud de carne. Trebuie de încerca și la disc. Bună idee. Hello, how are you? How are you? I'm good. Good? Very good? Ideea discută cu Ariana. Eu ți-ți deodată salut, Lidia. Poți să-i pesi, Lidia? Să nu pesi, să-i pesi de-n toată.
Το πρώτο, το πρώτο που είπες. Πώς Σαλούτ. Σαλούτ, μπράβο. Θα του πεις τι κάνει. Τι κάνεις, Λίγια. Καλά. Hai, hai. Greu la deal. Toleacă, în păduri și glos. Salutare. Am fost la vilă. Să mai vedem care e situația. Și aici au căzut un copac. Și-a închis drumul. Dar el, uite, se ține numai în asta, vezi? Foarte mare copac. Uitați-vă și liniile. Au căzut pe linii. Și că au fost acum serviciul ăsta, din câte am văzut, și-a plecat. Ia că pleacă. O venit și-a făcut poze. Și cred că se duce să... să raporteze. Că să vie să... facă și lucrări nevoi. Acum vă arăt și în drum. Ia că aici au mai lăsat cineva mașina. Am fost pe jos. Că nu putem trece. Hai, Cristina, hai! A, s-o pierd. Ia că cam asta e situația. Nu poți nici pe alături să mergi, nic. Și ne temem să trecem pe aici, pe desubt, că vedeți, e și ud pământul și toate liniile sub copac. Cine știe dacă este curent sau nu? Ducem. Stories, ce faci? Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara! Foarte interesant, bună seara! Dacă noi suntem aici la Micu Remslum înghețatul și Ariana vrea flori. Am văzut la băbuță aici flori. Bună seara! Dar câte sunt florile? Bună seara, 150. 150. Care Ariana vrei? Care îți place mai tare? A este? Da. Ca este. Da? Da. 150, da? Da. Mulțumesc, nu trebuie. Mulțumesc, sănătate și fericire. Sănătate. Ne dați ne dos să dau cu mult mai mult. Mulțumesc, mulțumesc. Ești fericită? Mariana! Unde îți lipui? În camera mea. În camera ta? Păi de când ți-ți plac florile așa de mult? Eu înțelegeam că dacă spuneai de o jucărie ceva, dar tu ai văzut florile și deodată ai spus că vrei flori. Ți-ai vopsit și buzele? Da. Și ai vreo întâlnire? Da. Sau întâlnirea asta a fost cu tata, să dai tata flori? Da. Parcă a trecut o martie. Da, a trecut, dar care am... Da, interesant. 8 martie, a primit 2 buchete. Parcă azi e 8 martie. A, vrei să mai fii încă dată? Parcă azi ziua mea care îmi dă flori. Înseamnă că la ziua ta azi trebuie să deveniți și cu flori de-amă. De grabă e ziua ta și da, da? Îi strângi flori. Toate florile de la ziua ta îi se pui în camera ta, da? Da, să iau un pahar mare ca să-mi fac. Da, vază, spunem, și pahar. Avem la vaze acasă. Mea. La masă. La masa ta, da. Eu am luat sevițele ca să pun apă, că e... Măi, florile sunt frumoase. Florile sunt frumoase, dar ce se întâmplă aici la tine în cameră? Nu, i-am dat jos ca prima să știe că pot să pun la loc. I-ai dat jos ca să faci curat pe masă, da? Și ce e așa pe perete? Oh, no. Foarte multe zile este acolo. Foarte multe zile? Diește, diește. Și-ți mai scrie. Da. Uite, cum e aruncat. Ia, da. Aruncat sus, aruncat sus. Dar nu aruncat sus, că n-o să ajungem sus. Hai. Cum eu? Eu poși de acolo, Sfânire. Eu tot ascult de acolo. Ei, pe perete, cum să nu nimerești? Da. Dar și mie a rupt un picior. Păi eu am luat de sus, că trebuie să ajung și din greșeală, că n-am tras-o cu sol. Mie, tiu! Acum eu să vă ajung. Hai, aruncă-și tu. Oho! Bravo!
Iuțe, ce faci tu, fata? Faci tu comente? Și mămica, la culcare? E târziu, noi azi pe drumuri am fost toată ziua. Am filmat câteva videouri. Am fost absență pe canalul de vloguri. Doar seara oboseala se vede. Când îmblăm așa pe drumuri, ne obosăm mai tare. The next day. Dacă vreți să vedeți gara feroviară, am ajuns și aici. Am ajuns și la gara feroviară. Nu s-a schimbat nimic. Da, salutare la toți. Și afară plouă, dar noi ne ducem după flori, că Cristina vrea flori. De cameră? De care flori? Pentru alergia ta? Să... Noi ne-am apucat amul serios de casă, de sănătate, de praf. Alergii, de... Să eliminăm tot praful din casă. Sergio a găsit ceva acolo, o plantă care curăță. Aha. Aerul. Așa e, care ți-am arătat-o, oxigen. Da? Și vreau să da, fie, sperăm că ascăsăm. Da. Nu aștept că așa de greu de găsit. Timp așa e de urât și plouă. De când s-a dus mama? Da, e ca e așa timpul. I-am sunat și zic, ne-ai luat soarele și te-ai dus. Da, la dus și soare acum. E și frumos. Și era și unul de mandarine, nu văd că nu este. Da, e că asta e pentru alergie bună. E ca și mandarini mini acolo, vezi? Da, asta e pentru alergie. E, nu știu, alege una. Pucel de mandarini. Pare-ți gustoasă? E ca așa ananas am găsit. O căzut una. Cristina mănâncă la lămâie. Mi-a descurit că am luat așa lămâie. Și a luat de asta pentru alergie. Am uitat cum se spune. Trebuie să o căutăm. Nu-mi capie în portbagaj. Salut! Salut! L-am luat și pe Alex de la școală. Și acum ne ducem să luăm pe Riencicre. Și am să vadă capacul. Stor. Ai, acre. E acru, dar nu e amar. Este prost. El este ca... Cum... Super, foarte gustos. Să mă îmbăt odată și la... La psuică, a să le mănânc toate. Are un acuș, a să vadă, lămâie. Ne-a căzut în cap multă apă. Ce să este? Lămâie. De asta unde spune? La bucătărie, spune. Supem că te-o lămâie să mâncă. De ce e la tata în cameră, că ce e pentru alergie? Place lămâiuțe micuțe? Ce? Șocată? Le atinge să văd dacă s-a adevărat. S-a adevărat, de ce? S-a adevărat. Ia mama, mama a gustat una. Miros. Miros. Ariana, dacă nu vreau. Așa crem. Dar păi cum e lămâia? Cu așa e lămâia, Alex. Dulce? Nu de zahăr. Aha, am ajuns și acasă. Ne apucăm de treabă. M-a dus o roadă. I-a spus o seri să le las câteva zile de el și nu, pune-le amu, ca pe urmă stai mai mult timp. Nu, dacă le ești gata, nu mai faci. Faci și azi. Da, apuși. Noi pe urmă ne apucăm cu altă. Te ajut și eu. Asta mi-a spus că s-o udăm așa, prin pulverizare, adică să o stropim. Uh-huh. Eu am așa un stropitor. Da, și jos puțin să o udăm, da. Asta nu cere așa de multă apă cât asta, asta cere lumină, deci o să pun acolo la bucătărie, carat și frumos, rodit. Asta o să punem la noi în odaie, la tine acolo în colț, așa, că deși merge, Sergiu, tot mai bine să sunt cu alergia, după cum da, vă. Da. Nu-i perfect. Bine, da, și aceea o să pui aceea aici, da? Da, cum își punem în asta aici. Așa. Și rădășini. Iată, așa-ți vedea mamă și dacă ceva... Miluvor, pământ, da, nu trebuie mai sus. Nu trebuie mai sus, nu-și mai punem. Mai pe scurt, acuși facem și... Vă arătăm rezultatul și unde să le punem. Ce te gândești? Mă gândesc că orhideile nu-mi plac, vezi? Îmi place așa să stai, nu vreau să mai pun nimic. Da, e foarte frumos. Accentul și în stil așa, tot ce trebuie, nu trebuie. Foarte să... frumos, mai închidem și așa? Da, dar lui îi place soarele. La soarele? Da, lăsăm și așa nu-i soare afară. Foarte dar orhideile nu iubesc soarele. Eu am e pe iarnă, ne-am lăsat aici. Ei, le pun în altă parte. Găsăm loc și pentru dânsele. Și alergii. Aici așa. De alergii. Alergii.
Da. Frumos? Da, putem să o punem chiar și uleac așa, lângă brăcherică. Spate trece robotul. A, e, dar când robotul eu am să-l... E ca așa, el iubește așa, nu să-l bat soarele. Mm-hmm. Frumos, frumos. Așa putem să-l punem, știi, ca decor. Ei, oricum, îl mai schimbi pe viitor, dar aici am o daie, stai. Hm? Intră frumos, foarte frumos.